auzi. A organizat această expoziție culinară cu vânzare în scopul de a ajuta o tânără reșițeancă care este într-o grea cumpănă a vieții ei. Are nevoie de un tratament pentru a stopa o boală crâncenă cu care este încercată. Astăzi ne-am mobilizat cu mult suflet și încercăm să ajutăm această fată, ai cărei părinți întreaga viață profesională și-au pus-o la dispoziția comunității reșițene și care nu au posibilitatea de o ajuta. Ai luat de la cine pe site-uri? Hei, îi spui ceau! Numele mă duc de la un lucru, mă duc la alt lucru. Da, au fost de real succes aceste produse. Piftiile, jumătate de oră s-au epuizat. Ne bucurăm că au avut succes și au fost cumpărători. Sperăm să dăm toate produsele și să ne atingem scopul umanitar pe care l-am dorit. De unde au venit cei prezenți aici, cei care vând? Cei produse? Liceu Economic, Traian Vuia, Generală 9, grădinița fostă PN15, Generală 2, din toată Reșița. Și împreună cu un grup de elevi de la domeniul turism și alimentație publică am răspuns invitației de a o ajuta pe Andreea. Am venit astăzi aici cu preparate tradiționale, piftie de curcan, piftie de porc, mălai tradițional, sărmăluțe și fantezii ale elevilor pregătite de mânuțele lor. I-am lăsat să creeze și să gândească cu sufletul pentru Andreea. Ne bucurăm că am putut și noi să ajutăm și să punem suflet alături de sufletul Andreei. Am înțeles că piftiile s-au dat toate, nu mai aveți. Da, în acest moment nu mai avem nici piftii, nu mai avem nici mălai, nu mai avem nici sarmale. Noi suntem foarte mulțumiți și mai avem câteva porții de iahnie și sperăm ca toate produsele să fie valorificate înspre sănătatea Andreei. Sarmale, împoi de viță, sărmăluțe, cozonac, tot ce se pune pe masa de Crăciun. Ați avut vânzare? Am avut vânzare și este pentru un caz nobil. Și sperăm să putem ajuta. De casă. Am avut pastă de măceșe, dar a trecut foarte repede, a avut o trecere grozavă, pasta de măceșe, gem, diferite murături, gogoșari. Pentru fiecare tot ce își dorește. Sunt produse bio, sunt produse naturale, făcute în casă și sunt foarte bune și gustoase. Spune-mi, cu ce ai venit astăzi la... Am venit aici ca să vin, să mă distrez și să ajut oamenii. Dar pe cine ajuți tu? Pe o fetiță care are probleme de sănătate. În gulaș am vândut o plăcintă cu carne, am vândut niște clătite, am vândut niște salată de biof și cam atâta. Mai ai ce să vinzi?
Păi, nu se vede, nu mai am destul de vândut, dar o să mă apuc de treabă.